mergem, ne-au pesat și nu știu ce mai departe. Și avem variante cooperative. Ce înseamnă o cooperativă? Cooperativele trebuie să înțelegem că istoria lor, ele au apărut tot la, mă rog, generalizarea lor, undeva în secolul al XIX-lea, ca o modalitate prin care oamenii se puteau asocia în inițiative economice, în special oameni săraci, deci cu un nivel redus de bogăție. Și viziunea fondatorilor lor era că ele sunt constituite nu pentru acumulare de profit, ci pentru distribuirea profitului, surplusului membrilor cooperative respective prin prețuri mai bune dacă e vorba de cooperative de achiziții, prețuri mai scăzute dacă vrem să cumpărăm lucruri, sau prețuri mai ridicate dacă vrem să ne vindem struguri la cooperativa de vinificație. Deci, o formă de asociere, formă de asociere voluntară, pe care nici cel mai libertarian nu le-ar putea găsi nepotrivit. Deci, o formă de asociere, nu pe noi, pe un liberal clasic, n-ar avea de ce să așeze acest lucru. Paranteză. Unii vin și prezintă lucrurile că, de fapt, liberalii sunt împotriva sindicatului. Nu-i adevărat! Liberalii nu-i inventat! Liberalii au cerut libertate de asociere. Nu este adevărat că liberalii sunt ostili sindicatului. A. Liberalii nu sunt de acord ca deciziile sindicatelor să poată fi impuse cu forța nemembrilor. Ei nu sunt de acord ca sindicatele să revendice, de exemplu, dreptul de angajare. Close shop, cum se spune. Nu poți fi angajat la în docher în Marsilia decât dacă ești membru de sindicat. Deci tu, ca angajat, te vei teme mai tare de șeful de sindicat decât de angajatorul tău. De șeful de sindicat e foarte ușor să te dea afară de sindicat, automat ești dat afară de la lui. Angajatorul tău nu te poate concedia. În Franța era ușor să divorțezi decât să concediezi un angajat necorespunzător sau pe care nu mai e. Deci fără mișto, poți să faci divorțul, să-l faci la notar, prin declarație mutuală, prin consimțământ reciproc. La concedieri e mai complicat. Și în România era fel. Și în România era fel. Căsătoria noastră mai mare, deci ne-am ales de după cine să mergem. Adică bun, te concediază, te duci în instanță și... Și câștigi înapoi. Plătim. Da, aș putea să dau niște exemple aici, inclusiv alții care s-au apărut pe YouTube. Da? În fine.